inaugurăm astăzi Centrul pentru Educație Inclusivă, Centrul pentru Informare și Documentare în domeniul educației inclusive la Liceul Pedagogic Cedeloga Caransebeș. Aici va funcționa unul dintre cele 9 centre din județul Caraș-Severin, centre înființate în cadrul proiectului Comenius Regio, Rețeaua Regională pentru Educație Inclusivă. Proiectul Comenius Regio, derulat de către Inspectoratul Școlar Județean, are ca parteneri locali Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Primăvara Reșița și Asociația pentru Copiii Primăvara Reșița și parteneri portughezi, respectiv Primăria Municipiului Figueira dos Vinhos, un grup școlar din orașul Figueira dos Vinhos și o asociație, respectiv Santa Casa de Misericordia Figueira dos Vinhos. Acest proiect s-a născut tocmai din necesitatea de a crea o rețea organizată care să coordoneze, să dezvolte și să implementeze în cele două regiuni din Europa, respectiv România și Portugalia, activități ce promovează educația inclusivă, ce promovează dreptul la școală și la educație pentru toți. Sebeș are loc astăzi festivitatea de deschidere a Centrului de Informare și Documentare pentru Educația Inclusivă. Ce doresc să vă spun este că acest centru face parte din cele 9 centre ale județului, unde se aplică acest proiect Comenius Regio și în această idee noi ne-am pregătit pentru festivitatea de astăzi, în sensul că am asigurat un punct de documentare și informare, punct care în permanență este dotat de către specialiștii în proiect și acest punct de documentare de la Liceul Pedagogic este deschis în permanență până la finalizarea proiectului, aici fiind consiliați elevi, părinți și chiar sunt formați acei dascăli care se preocupă în mod special de consilierea elevilor pentru acest proiect, în cadrul acestui proiect de educație inclusivă. Thank you.